Casa Națională de Asigurări de Sănătate a transmis precizări în legătură cu compensarea medicamentelor pentru pensionari. Astfel, instituția a ținut să precizeze faptul că plafonul veniturilor în ceea ce îi privește pe pensionari nu va fi afectat de faptul că aceștia au primit un ajutor financiar de la stat și astfel ei vor putea beneficia în continuare de compensația de 90% a pastilelor. Într-un comunicat transmis presei, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a reamintit faptul că guvernanții au decis ca în luna ianuarie acestui an să fie acordat un ajutor financiar pentru pensionarii care au sume de bani mai puțin de 1000 de lei pensie lunară. Am o părere foarte bună. Credeți că îi ajută pe oameni? Da, da, o părere foarte bună și cred că îi ajută. E bine. Pentru bine, mai ales pentru pensionari. Nu numai pentru ei, și pentru ceilalți de rând. Suntem foarte sărați. Astfel, pentru că putea exista o confuzie în ceea ce privește suma de bani acordată categoriei menționate, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a ținut să precizeze că acesta este un ajutor de la stat suportat de buget. Da, bani. E foarte bine, e foarte bine, foarte bine. Da. Credeți că îi va ajuta? Pe da, da. Așadar, el nu reprezintă, de fapt, un venit din pensie sau din indemnizație socială. Pe scurt, acesta nu va fi luat în calcul atunci când se stabilește plafonul de 1429 de lei pe lună, până la care pensionarii pot beneficia de medicamente compensate cu 90%.